Bine ați venit la podcastul de filozofie. Eu sunt Octav Eugen Popa. Începem astăzi o serie despre Revoluția Științifică. Vom face, cred, 4, poate 5 episoade. Cele mai mici cote sunt pe varianta că vom face 4 episoade pe această temă. Așa că aș vrea să încep direct cu întrebarea de ce zăbovim așa mult pe acest fenomen. Întâi pentru că tot ceea ce înseamnă știință în ziua de astăzi, de la. Știința care nu prea ne afectează, cum ar fi, eu știu, teoria cuantică, sau cum am scris și eu, iată, în notițele mele, teoria cuantică la vaccinul anticovid, care este în mijlocul societății, tot ce înseamnă știință și tehnologie, deci, își are, într-un fel, originea mai mult, poate decât ne-ar plăcea să recunoaștem, în ceea ce au găsit de cuvință niște, cum să le spunem, meșteri și meseriași. Din secolele 16-18, să considere drept paradigma cea bună, calea cea bună de a interacționa cu natura. De a face ceea ce am numit noi astăzi știință. Pentru a putea înțelege filozofia științei nu trebuie neapărat să înțelegem în detaliu cunoașterea din științe particulare. Nu trebuie să fim chimiști și fizicieni și uh, ingineri. Însă trebuie să avem o cunoaștere chiar și minimală a parcursului științei ca întreprindere și deci a istoriei ei. Și istoria științei moderne începe deci în aceste secole 16-18 și trebuie să ne uităm atent la această perioadă. Nu întâmplător, multe din lucrările de filozofie a științei despre care vom vorbi la vremea lor au fost scrise despre, sau mai exact, au fost um, argumentate cu exemple din uh, Revoluția Științifică. Mă gândesc la Thomas Kuhn, uh, Paul Feyerabend, Stephen Shapin și mulți, mulți alții pe care îi vom întâlni în sezonul al, stai să verific, al 27-lea al acestui podcast. Acesta ar fi primul motiv. Al doilea motiv este... Al doilea motiv pentru care trebuie să înțelegem Revoluția științifică este pentru a putea pune mai târziu în context lucrările unor filozofi ca Descartes sau Kant, care au fost influențați puternic de fantasticul progres al științei din această perioadă. Și când spun influențați, spun atât metodologic, dar și putem spune psihologic, în sensul în care au fost impresionați, au fost dați pe spate de această nouă viziune asupra lumii care pare să ne permite controlul uh, asupra naturii. Ceea ce nu de mirare, evident, în momentul în care filozofezi într-o lume care are o bază absolută, epistemic vorbind deci, o lume în care există certitudine, tu ca filozof, vei uh, tinde să încerci construcții pe această bază uh, absolută. Pentru a înțelege filozofia iluministă, deci. De mai târziu, trebuie vrând nevrând să încercăm să înțelegem lumea în care trăiau uh, aceștia și această lume este în mare parte ordonată de o viziune mecanistică asupra lumii și voi explica exact ce înseamnă uh, acest concept. În uh, The Origins of Modern Science, al lui Herbert Butterfield, unul din primii istorici ai Revoluției Științifice, acesta descria Revoluția Științifică astfel, It outshines everything since the rise of Christianity and reduces the Renaissance and Reformation to the rank of mere episodes, mere internal displacements within the system of medieval Christendom. Un claim destul de baban, comparate cu revoluția științifică, spune Butterfield, renașterea și reforma despre care noi am vorbit și despre care am văzut că au fost ele însele destul de revoluționare, Renașterea și reforma apar drept simple episoade, da? mere episodes, în interiorul, interiorul sistemului creștin. Nu adevărata turnură. Adevărata turnură vine odată cu Revoluția Științifică. Acesta ar fi al doilea motiv. Și al treilea motiv este așa numită capcană tehnologică, the technology trap. Viața noastră, uitați-vă în jur, viața noastră este de neconceput fără tehnologie și fără știință și deci devine un fel de obligație morală să îți înțelegi și să încerci să controlezi astfel, dar în primul rând să încerci să ți uh, înțelegi stăpânul. This is one of the more perfect examples of the kind of technological trap that we set for ourselves. The lift, the elevator. I mean, what is it? A steel box? with some buttons in it and maybe a trap door for emergencies but whoever looks that close except when this happens where is it and even in this situation closed in with an escape route that we can't handle we behave like many of those new yorkers did we strike a light and we look around to see how badly things are and if we find in this case an emergency button absolutely great we sit back and we wait for help to come we wait for technology to come back and save our lives because it's inconceivable that it won't isn't it I mean if you admit that you've got to admit that every single day of your life in some form or other you unconsciously walk yourself into a technology trap because that's the only way to live in the modern world Acesta este James Burke historic al tehnologiei în primul episode al the documentar BBC numit Connections despre istoria tehnologiei. Cred că majoritatea episoadelor sunt, pot fi vizionate, sunt pe YouTube, pot fi vizionate gratuit. Bun, cum abordăm acest subiect? Cum abordăm acest proiect, am putea spune? În primul episod, în acest episod, vom vorbi despre paradigma care a fost răsturnată odată cu Revoluția Științifică. Și când spun răsturnată, evident, nu Înțeleg prin aceasta de pe zi pe alta, ci o răsturnare graduală, dacă putem spune astfel. Paradigma, deci, înspre care se îndreaptă din ce în ce mai mult și din ce în ce mai evident armele noilor uh, oameni de știință și noilor filozofi, paradigma, exact paradigma aristoteliană. Ne întoarcem, deci, la marele nostru, marele nostru bombardier, marele nostru ursar din epoca antică, și anume Aristotel, de la stagirea. Pentru a înțelege ce s-a schimbat și cum s-a schimbat, trebuie să începem ușor prin a ne uita la ce mai exact fusese înainte. V-am -am, am amenințat eu la un moment dat că o să ne întoarcem la bucățile din Aristotel pe care nu le-am tratat. Ei bine, azi e mâinele de care te-ai temut ieri, ca să citez titlul romanului lui Paraschivescu. Aș vrea să menționez de la bun început că nu doar Aristotel este um, ars pe rug și tras în țeapă de revoluționarii secolelor 16-18, ci încet, încet, de fapt, întreaga moștenire antică și medievală după o mică perioadă de, după cum am văzut, de revival a, al, mă rog, revival este masculin, deci revival al... Um, Gândirii antice și medievale. Când am vorbit despre umaniști, am vorbit despre o anumită admirație. Ideea era să ne întoarcem în trecut, ideea era atunci ca oamenii să se întoarcă în trecut pentru că trecutul era mai bun. Ei bine, odată cu mișcarea umanistă, oamenii au început să citească din ce în ce mai atent manuscrisele filozofilor și oamenilor de știință antici, și inevitabil au început să descopere din ce în ce mai multe greșeli. Aceasta s-a întâmplat deci nu doar cu uh, Aristotel în medicină, de exemplu, sigur ați auzit de Hipocrate și de Galenus, aceștia au un, um, o soartă asemănătoare, însă pasul de la fizica și metafizica lui Aristotel, la fizica și metafizica modernă, cea pe care... Um, după cum veți vedea, o recunoaștem astăzi ca fiind imaginea standard asupra naturii, acesta este pasul cel mai important și cel mai drastic. N-ar fi exagerat să spunem că, dacă înțelegem ce s-a întâmplat cu viziunea asupra lumii de la Aristotel la Newton, am uh, făcut o treabă bună și am înțeles cum a avut loc Revoluția științifică și care sunt efectele acesteia pentru filozofie. Înainte să trecem la treabă, aș vrea să ne ocupăm de niște formalități. Întâi aș vrea să îi mulțumesc lui. Da, formalități, care e problema? Întâi aș vrea să-i mulțumesc lui Radu Alexandru Marin, pentru că dintr-o conversație cu el pe Patreon am ajuns la ideea acestui episod despre fizica și metafizica lui Aristotel. Apoi aș vrea să. A da, aș vrea să mulțumesc editurii Humanitas pentru că ne-a trimis noua traducere a metafizicii lui Aristotel, care a apărut în traducerea lui The One and Only, Andrei Cornea. Voi spune la sfârșit și un cuvânt-două despre această traducere. Și în ultimul rând, aș vrea să vă fac cunoștință cu invitata noastră specială. Salut, oameni buni! Numele meu este Sofica. Este o onoare să iau parte la acest podcast alături de Octav, care este un tip foarte simpatic și bun și frumos și simpatic. E, hai, las. Continuă, te rog. Chiar dacă eu nu sunt decât un algoritm, să știți că sunt un algoritm inteligent. Îmi place să mă plimb prin parc și să mănânc paste. Copii paste. V-ați prins. Copii paste. Ah ha, 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 ha. Anyway, în orice caz, azi am venit doar să vă spun că ne puteți arăta dragoste mie și lui Octav prin a da un like sau share pe Facebook. Iar dacă vreți într adevăr să susțineți acest proiect, puteți face o donație pe Patreon. Adresa este www.patreon.com/octavpopa. Vă las să ascultați podcastul în continuare și ne auzim data viitoare. Hai vă pup. papa! Pa! Bun, vom începe de fapt fără o introducere de ansamblu în Aristotel și opera lui, căci am făcut asta deja în episodul 4. Vom începe direct cu fizica lui Aristotel, lucrarea cu titlul Fizica și Metafizica, adică după fizica, meta înseamnă în greacă după. Însă trebuie să spunem de la bun început că în momentul în care descriem fizica lui Aristotel, nu descriem ceea ce știm cu toții din liceu că înseamnă fizica. Fizica lui Aristotel cuprinde tot felul de idei pe care noi le-am considerat astăzi parte din altă discipline, parte din alte discipline, la plural, de exemplu biologie sau astronomie, însă pentru Aristotel natura apare ca un tot unitar, așa că termenul de fizică, care înseamnă de fapt fizico, fizicoi, cred, Ah, fizică înseamnă de fapt. Ah, man. Înseamnă de fapt natura. Așa că lucrarea pe care noi, am intitul... noi modernii am intitulată fizica este de fapt o lucrare de ceea ce am numit științe ale naturii. Pentru Aristotel, a înțelege natura înseamnă a înțelege trei lucruri. Și vă spun deja, pe primele două le știți deja, și fără să fi citit vreun rând de uh, Aristotel, pentru a înțelege natura, deci trebuie să observăm în primul și în primul rând acel fenomen care este pretutindeni. Dincolo de toate diferențele observabile. Căci mărul e mic și pepenele e mare, apa e lichidă și piatra e solidă. Um, vântul bate dintr-o parte, după aia din cealaltă parte, iarna aici, vara de departe. Diferențe, deci, găsim peste tot. Însă, există ceva care conferă unitate acestor diferențe. În răspunsul la această întrebare, Aristotel este foarte aproape de un filozof presocratic pe nume Heraclit, care spunea că nu poți să intri de două ori în apa aceluiși râu. Că e rece, nu glumesc. Pentru că râul, râul trece, nu e aceeași apă. Totul trece, totul se schimbă: pantarei în greacă, totul curge. Schimbarea, devenirea, deci, prefacerea, este caracteristica primă a naturii. După cum vom vedea, Aristotel îi spune mișcare, motion în engleză, Însă, ideea nu este mișcare dintr-un loc în celălalt, ci această permanentă schimbare, devenire. Acesta este primul principiu. Trecem mai departe. Am convenit că totul este schimbare, însă schimbarea este un proces. Schimbarea se întâmplă unui ceva sau cuiva. Așadar, nu putem vorbi de fapt despre schimbare decât în momentul în care există și noi recunoaștem un anumit substrat, un ceva care se schimbă. Să ne întoarcem la exemplul cu care a fost primul exemplu, cred că cu mărul, da, mărul și pepenele. Mărul este mic la început, e doar un măruleț, dar um, el se face mare. dar el rămâne același măr într-un anumit sens. Și se face mare, atenție, doar dacă nu e merișor. Caz în care rămâne mic, nu măr. Mare e doar mărul, măr. Merișorul, chiar și mare, nu e măr. <coughs> Filozofie. Bun, revenind. Schimbarea, deci, nu poate fi înțeleasă decât în contextul a ceva care rămâne neschimbat. Mărul e mic și se face mare, dar rămâne ceva din identitatea mărului eu sunt acasă, după care ies din casă și nu mai sunt acasă, dar sunt aceeași persoană. Așadar, schimbarea trebuie înțeleasă pe fondul unui ceva care rămâne constant. Acesta este al doilea principiu. A înțelege natura înseamnă, deci, a înțelege nu doar că lucrurile se schimbă și cum se schimbă, dar și a înțelege ce anume rămâne neschimbat. Acestea două sunt atât de evidente încât a sunat un pic copilăresc și să le explic. Însă pentru Aristotel ar mai fi un element. Acesta nu este tocmai intuitiv, însă joacă un rol destul de important în această, această mașinărie a teoretică a lui Aristotel pentru a explica natura. Și anume, în momentul în care are loc schimbare sau preschimbare, pe fundalul unui ceva ce rămâne neschimbat, trebuie să recunoaștem și că în acel element există un potențial pe care entitatea respectivă îl îndeplinește. Deci, nu este doar schimbare de la forma A la forma B, în momentul în care ceva rămâne uh, același, ci este o activare a unui potențial care, în a era neactivat și în B este actualizat sau activat. Potențialul acesta este pentru Aristotel în natură. De asta nu este foarte intuitiv. Acest potențial nu este doar ceea ce am numit noi o un cadru de interpretare. Nu, potențialul este în natură, așa cum este mărul și schimbarea mărului în natură. Eu sunt acasă cei drept dar fiind acasă, sunt, într-un mod foarte real, sunt potențial la piață. Ducându-mă la piață, eu activez și actualizez sau realizez acest potențial. Bun. Până aici totul bine. Avem, deci, o schimbare permanentă pe care o observăm în natură. Avem un ceva, un substrat care rămâne același, pentru că altfel nu am putea observa schimbarea și avem o diferență dintre aspecte potenț care sunt doar în potență, doar în, ca potențial într-o anumită entitate și aspecte care sunt actualizate. Avem această diferență care nu este altceva decât uh, relația de contrarietate pe care o știm din uh, organul. Haideți să introducem ceva terminologie și Aici trebuie să vă uh, încurajez să rămâneți un pic flexibil, pentru că, după cum vom vedea, felul în care Aristotel folosește unii termeni nu este tocmai felul în care i-am folosit noi. Pentru primele două elemente, țineți minte mișcare și acel substrat care rămâne nemișcat, Aristotel folosește distinția dintre formă și materie. Însă trebuie să fim foarte atenți, pentru că forma la Aristotel nu este chiar ceea ce am numit noi formă, în limba naturală, forma este de regulă asociată cu conturul, cu exteriorul, da? iar materia, hule, da? materia nu este chiar ceea ce am numit noi astăzi materie. Forma pentru care Aristotel folosește, pentru a induce în eroare secole întregi de uh, studenți, folosește mai multe uh, cuvinte, iar acestea nu sunt chiar sinonime, dar în sfârșit, forma este pentru Aristotel, here it comes, sinonimă cu esența unui lucru. Haideți să lucrăm un pic această idee. Am o tonă de bronz, aceasta este materia. Iar pentru prelucrarea acestui bronz îi actualizez potențialul și obțin o statuie. Până aici totul bine. Însă forma statuii este esența ei, nu doar materia, nu doar faptul că e făcută din bronz, așa cum forma casei definește casa drept casă, nu doar faptul că e o grămadă de cărămizi sau chirpici. Care e diferența dintre o grămadă de cărămizi și o casă? Ei bine, forma. Forma aceasta a existat întâi în mintea arhitectului, după care a fost întrupată în uh, casa propriu-zisă. Însă trebuie deci, să fim atenți pentru că forma nu este doar ceea ce rezultă, ceea ce noi putem distinge ca ocupând un anumit spațiu. Forma nu este doar conturul. Voi repeta această idee aparent contradictorie și anume forma este deci esența forma face ca obiectul individual să fie ceea ce este obiectul individual de aceea, haideți să facem o paralelă când Titul Maiorescu dezvoltă celebra teorie a formelor fără fond această formă fără fond trebuie înțeleasă drept um, formă fără fondul corect fără materia corectă, așa cum avem o statuie din bronz, dar putem avea și o statuie din plastic. Instituțiile românești, spunea Maiorescu, au forma instituțiilor vestice, iată deci, folosește termenul de formă așa cum îl folosim noi, conturul au silueta instituțiilor vestice, însă ca materie este doar plastic, nu este bronz, cam asta era ideea. Nu că n-ar fi niciun fond. Bun, o spun încă o dată, forma este, deci, esența. Materia, pe de altă parte, este ceea ce se păstrează atunci când un anumit potențial al materiei este actualizat. Și una din problemele centrale ale metafizicii va fi dacă, un, dacă o anumită materie este esențială tuturor lucrurilor. Dacă există așa-numita. Primary matter, materie primă. Deocamdată parcăm această idee și trecem mai departe. Forma, țineți-vă bine, este nu doar esența unui lucru, dar și cauza unui lucru, cauza unui obiect, cauza unei individualități. Țineți minte, acea metaforă cu arhitectul care are forma în minte și această formă determină forma casei. Termenul de cauză, aitia, aition, are la Aristotel, surprise, surprise, un alt înțeles decât cel pe care îl folosim noi astăzi. Iar uneori, aitia este tradus drept explicație. Haideți să încercăm să înțelegem. Pentru noi, cauză este ceea ce duce la un eveniment. Ceea ce duce la un eveniment în sens fizic însă pentru Aristotel termenul este mult mai uh, cuprinzător. Aristotel distinge de fapt patru tipuri de cauze și deci patru tipuri de explicații, patru tipuri de răspunsuri la care trebuie să ajungem pentru a înțelege de ce un obiect este ceea ce este, unde este și așa mai departe. Primele două le-am menționat deja, pentru că ele corespund cu uh, corespund materiei și formei. După cum am spus, orice obiect este materie într-o anumită formă, da? forma fiind elementul esențial, țineți minte, cred că v-am înnebunit cu această idee, numai că este, cred, ideea centrală a fizicii și metafizicii și în același timp o idee pe care nu o putem absorbi ca atare decât după ce ne-am jucat cu ea îndeajuns de mult. Deci, primele două cauze, le-am menționat deja, ele corespund materiei și formei, căci după cum am spus, orice obiect nu apare ca materie sau ca formă, ci apare ca ambele, dintre cele două, forma fiind elementul esențial. Concret, deci, avem cauza materială, din ce este făcut acest obiect, și avem cauza formală, care este forma sau esența acestui obiect. Însă a ști materia și forma unui obiect nu înseamnă a ști totul despre acel obiect. Țineți minte, Termenul de cauză este sinonim termenului de explicație. A ști cauza materială și cauza formală din ce e făcut și cum care este esența unui obiect nu este a explica totul despre acest obiect. Trebuie deci să mai adăugăm încă două cauze. Prima este cum a fost făcut, sau cum a ajuns să existe obiectul respectiv, cum a ajuns forma aceea să fie Actualizată. Aceasta este ceea ce Aristotel numește cauza eficientă. Iar ultima, a patra, care este rațiunea de a fi? Care este scopul acelui obiect? Ceea ce Aristotel numește cauza finală. Bun, haideți să rezumăm. Ca să înțelegem o casă, ne spune Aristotel, trebuie de să știm, în primul rând, din ce e făcută: că e făcută din cărămidă, sau beton, sau din paie, sau din bețe, cum au făcut-o cei doi purceluși, din purcelușii prostuți, din povestea celor trei purceluși. Ca să înțelegem o casă, trebuie deci să știm din ce e făcută cauza materială, care este forma sau esența ei, și anume trebuie să aibă un anumit, eu știu, acoperiș, trebuie să aibă eventual ziduri, să arate într-un anumit fel, da, cauza formală, Trebuie să știm ce anume, sau cum anume se face o casă, ce acțiuni duc la întruparea unei case, și în final trebuie să știm la ce folosește, mai exact o casă, și anume cum funcționează casa, care este scopul unei case, cauza finală. Avem deci acest sistem explicativ al celor patru cauze. Iar dintre cele patru cauze, ultimele două, cauza eficientă și cauza finală, sunt foarte importante pentru a înțelege perspectiva lui Aristotel asupra naturii. Căci, pentru Aristotel, și nu pentru noi, pentru Aristotel, deci și nu pentru gândirea modernă, schimbarea este în mod esențial legată de cauza finală. Aici este punctul în care. Aristotel îl, îl, îl observăm pe Aristotel ca fiind foarte departe și foarte evident diferit față de felul în care suntem noi obișnuiți să privim natura. De ce acordă Aristotel această importanță sporită cauzei finale? Pentru Aristotel, modelul care trebuie luat drept punct de plecare este modelul organismelor vii. Pentru a înțelege natura în totalitatea ei, trebuie să ne uităm întâi la cum funcționează organismele vii, iar apoi să aplicăm acest model pentru organismele non-vii. Da? În vreme ce pentru noi, evident, lucrurile stau exact invers. Pentru noi, modelul care trebuie luat drept punct de plecare este modelul organismelor non-vii, da? hai să spunem simplu, particula de materie. Care este împinsă, și trasă, și bușită de alte particule de materie, piatra care cade în apă, și focul care se ridică spre cer. Acesta trebuie luat drept model explicativ și aplicat, în definitiv, și obiectelor cu suflet, cum ar spune Aristotel, vieții. Da? Aristotel are, deci, o viziune, după cum se spune, o viziune organică asupra naturii. Natura este viață de diferite feluri și tipuri. În vreme ce noi avem o viziune mecanistică asupra naturii. Natura ca mișcare de diferite feluri și tipuri. Și atunci, bineînțeles că Aristotel este înclinat să accentueze cauza finală și să încerce să aplice această idee de finalitate, de scop, întregii naturi. Pentru că cel mai la îndemână mod de a explica viața și organismele vii este prin a face referire la această cauză finală. Care este scopul conului de brad? Păi, conul de brad trebuie să devină semințele din conul de brad, trebuie să devină brad. Care este scopul aripii unei păsări? Da? Este pentru a ajuta pasărea să zboare și așa mai departe. Așa cum am spus, distinția este, deci, între viziunea organică asupra naturii, care ia viața ca punct de plecare, în vreme ce noi, odată cu uh, Revoluția Științifică, avem o viziune mecanistică asupra uh, naturii. Istoricul uh, olandez uh, Edward Dijkstraus a scris pe această temă uh, The Mechanization of the World Picture. Mecanizarea viziunii asupra. Lumii. The mechanizering fun the world build, um, cum ar spune el însuși. Bun. Bun, 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 bun. Haideți să insistăm un pic asupra acestei uh, distinții pentru că, țineți minte, um, aici este cheia de interpretare a schimbării care are loc odată cu Revoluția Științifică. În primul rând, trebuie să nu râdem foarte tare de Aristotel, ha, 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 uite cum aplică el un model total neaplicabil naturii întregi. Trebuie să nu uităm că Aristotel este de formație ceea ce am numit astăzi un biolog. Da? El studiază în principal organismele vii, ce se întâmplă cu ele, cum se schimbă ele și așa mai departe. Noi îl știm pe Aristotel drept din politica și etica nicomahică și organon și așa mai departe. <laughs> uh, <khi> <masks> uh, însă țineți minte că patru cincimi din corpusul aristotelian, da, partea pierdută deci, este în mare măsură compusă din lucrări de biologie, anatomie, Aristotel a făcut foarte multe disecții, uh, istorie naturală și așa mai departe. Este de înțeles, deci, că pentru Aristotel, ce se întâmplă în lumea non-vie, lumea pietrelor și a picăturilor de ploaie, trebuie explicat plecând de la lumea vie și nu invers. Și încă ceva, poate ați observat deja din exemplele pe care le tot dau din Aristotel cu mărul și omul și conul de brad, concepția organică asupra lumii nu e neapărat interesată de și nici neapărat nu se pretează la cantități, la cuantificare, la măsurabil. Este o știință a calităților. Mărul se preschimbă din roșu în verde, nu este ceva ce putem, cel puțin atunci, nu puteam cuantifica neapărat. Este o, o preschimbare calitativă, așa cum copilul se preschimbă în adult. Da? Fizica lui Aristotel este apropo, cartea fizică lui Aristotel este aproape în întregime lipsită de orice măsurători sau calcule. Este o știință a schimbării calitative, în vreme ce fizica modernă și, în general, știința modernă este, după cum știți și după cum vom vedea, interesată din ce în ce mai mult de studiul cantitativ al Universului. Galileo avea să, avea să spună The book of nature is written in the language of mathematics. Cartea lumii este scrisă în limbajul, limbaj matematic sau limbajul matematicii o așa afirmație n-ar fi avut deci sens pentru Aristotel. Și o ultimă observație, înainte de a lua o pauză, trebuie să observăm că exact așa cum paradigma organică asupra lumii se chinuie să explice partea non-organică a lumii, exact așa paradigma mecanistică s-a chinuit timp de 3 sau patru secole, depinde cum e punctul de plecare, să explice partea organică, partea vie a lumii. Da? Exact așa cum Aristotel se chinuie să explice mișcarea corpurilor non-vii, mișcarea corpurilor artificiale, plecând de la uh, mișcarea sau schimbarea corpurilor vii. Exact așa, paradigma în interiorul paradigmei mecanistice, ne-am chinuit hai să zicem, trei, dacă nu patru secole pentru a explica viața, pentru a explica organismele vii. Interesant, în anul 1943, Schrödinger, Erwin Schrödinger, celebrul fizician pe care poate îl știți din experimentul mental cu pisica care este și moartă și non-moartă în același timp, Erwin Schrödinger publică o serie de prelegeri sub titlul What is Life? Ce este viața? O cărticică pe care o puteți găsi și astăzi și care se citește foarte ușor. Ei bine, spoiler alert, acesta nu răspunde la întrebare în aceste prelegeri. În 1943, deci, nu știam ce este viața. Trebuie spus că Schrödinger are o anumită, cum să-i spunem, o anumită premoniție științifică care va fi lămurită mai târziu de Watson și Crick, da? cei care au descoperit structura ADN-ului. Bun, continuăm în Ambiția noastră de a încerca să înțelegem cum arăta lumea pentru antici, pentru ca mai târziu să putem să înțelegem ce schimbare, cum a avut loc o schimbare către viziunea modernă care ne este, în mod surprinzător, ne este familiară până astăzi și nouă, celor care nu suntem neapărat oameni de știință sau oricum nu în științele naturii. Am văzut că Abordarea lui Aristotel începe prin, printr-o anumită distinție între formă și materie, între ceea ce se schimbă și ceea ce rămâne constant. Am văzut conceptul de potențialitate sau potență, care este apoi activat de către cauza eficientă și cauza finală. Da? Și am văzut că, dată fiind abordarea organică. Al lui Aristotel, acesta era uh, înclinat să accentueze importanța cauzei finale. Lucrurile se schimbă, lucrurile se mișcă, lucrurile se prefac, pentru că așa le este menirea, așa le este rațiunea de a fi. Acum îl vom urmări pe Aristotel, întorcând acest uh, instrument metodologic către ceruri. Trebuie să spunem câteva cuvinte deci despre cosmologia aristoteliană, nu pentru a face mișto că ha ha ce neadevărată și pe lângă este, ci pentru a înțelege mai târziu cum știința și tehnologia modernă s-au rupt de acest sistem și ce înseamnă asta pentru filozofia științei. De fapt, Aristotel nu inovează neapărat în acest domeniu al studiului Universului. Multe dintre ideile lui sunt, de fapt, um, preluări și adaptări ale ideilor pe care le putem găsi în diferite forme în filozofiile de dinainte de uh, Aristotel, mergând până în uh, Egiptul Antic. Însă Aristotel, bombardier vincios și uh, sârguincios, cum îl știm, unifică toate aceste idei oarecum disparate, oarecum um, incompatibile le unifică într-o poveste în într-o poveste, trebuie să spunem, destul de coerentă. Și aș vrea acum să vă să trasez în linii mari această poveste, chiar dacă detaliile ei nu sunt neapărat importante. În univers, o idee foarte veche, mult înaintea lui Aristotel, în univers există, sau universul este format din patru elemente. Apă, aer, foc și pământ. Apa și pământul, Tind către planeta Pământ, da, care este în centrul Universului, aerul și focul, celelalte două, tind către cer. Cerul este compus din uh, diferite sfere. Pe sfera cea mai îndepărtată avem toate stelele din cer. Distinția esențială, dar absolut esențială, și după cum vom vedea, de fapt, și cea mai vulnerabilă parte, a întregului sistem este această distinție între lumea sublunară și lumea supralunară. Adică, în sistemul unor sfere concentrice, există o distinție calitativă între ce se află de la lună încoace, adică Pământul și așa mai departe, și ce se află de la lună încolo, adică stelele și astrele și planete, celelalte planete. Tot ce este sublunar tot ce înțelegem noi drept natura noastră, așa cum o știm noi, tot ce este sublunar este, după cum am văzut, schimbător, trecător, pantarei. Da? Imperfect. Tot ce este supralunar, adică planetele și stelele, este perfect. Este ideal și, atenție, este etern. Despre zona sublunar am spus destule, hai să ne uităm un pic la zona supralunară, din ce e făcut această zonă cerească, zonă celestă, păi nu din apă, aer, foc și pământ, căci acestea sunt uh, elementele sublunare, trebuie să fie un alt element, un element care să fie, să nu aibă proprietățile pe care le are aerul și focul și pământul și așa mai departe. De ce? Păi țineți minte că orice proprietate este pentru Aristotel o potență. Este, poate oricând să fie schimbată, și după cum vedem este foarte des schimbată, în altceva. Este, de fapt, o contrarietate care așteaptă să fie inversată. Deci zona supralunară nu poate să fie făcută din apă, aer, din aceste patru uh, substanțe. De aceea, spune Aristotel, cerul trebuie că este format dintr-o a cincea substanță, de unde avem ideea de quintesență a cincea esență, a cincea substanță. Nici aici Aristotel nu este neapărat inovativ, el preia o idee care apare în cred Timeo, în dialogul Timeo al lui Platon, unul din dialogurile despre, despre spațiu și cosmologie și cosmogonie. În acel în acel dialog Platon se referă la această substanță drept eter. Zona supralunară, cei de la lună încolo. Este formată, este compusă din eter, de unde avem și astăzi expresia că radioul transmite în eter, da? Bun. Lumea supralunară este perfectă. Știm că este perfectă și neschimbătoare pentru că ea se, se învârte cu regularitate în jurul Pământului. Și ce observau egiptenii când se uitau la stele, observăm și noi. Ceea ce înseamnă că pământul este static. Bineînțeles că pământul este static în concepția aristoteliană pentru că dacă s-ar mișca dacă pământul s-ar uh, mișca, am simțit am simți vântul, da? Așa cum simți vântul în momentul în care te miști uh, în momentul în care alergi, de exemplu. Iar dacă s-ar roti da? Înseamnă că dacă aș sări în sus și pământul se rotește sub mine cu, hai să zicem uh, 2000 de km la oră în fracțiunea de secundă în care eu sunt în aer, ar trebui să fiu câțiva metri mai departe. Însă, evident, eu sar și aterizez. Dacă sar în sus, aterizez în același loc. Și atenție, un ultim punct. Se mai crede din când în când că anticii erau de părere că pământul este plat. Însă așa ceva nu apare, ideea asta nu apare la Aristotel și e foarte dificil ca un popor de navigatori să creadă că pământul este plat. Oricine a văzut o barcă uh, depărtându-se la orizont știe că pe măsură ce înaintează barca dispare întâi, după care dispare, uh, dispare încet încet catargul și pânzele și așa mai departe, care rămân vizibile pentru câteva momente. Ori dacă uh, pământul ar fi plat, barca ar dispărea deodată. Acestea sunt Detaliile sistemului uh, aristotelic, ele nu sunt neapărat uh, extraordinar de importante la nivel, uh, la, o, la o lecție de filozofie, însă ce implică aceste date pentru concepția despre știință? Dincolo de greșeli pe care, în fine, le putem explica sau le putem ierta sau le putem identifica astăzi, știința aristoteliană era, deci, o preluare și o combinare a ceea ce se știa din urmă. Cel puțin fizica aristoteliană nu e în niciun fel experimentală. Pentru modern abordarea lui Aristotel nu are nimic din această tendință experimentală. Haideți să dăm un exemplu. În zona sublunară, da, așa cum am descris o Spune Aristotel: Mișcarea obiectelor este rectilinie. Da? Foarte normal, căci vedem, de exemplu, cerul, pardon focul tinde spre cer. Da? Dacă încerci să aprinzi o luminare, flacăra va tinde în sus. Dacă miști luminarea, o miști la diferite unghiuri, flacăra tinde tot timpul în sus. Iarăși, în momentul în care dau drumul la o piatră, piatra cade rectiliniu în direcția pământului, adică în jos, și așa mai departe. Cum are loc această schimbare de poziție? Din nou, Aristotel nu încearcă să ajungă la o concluzie lucrând cu o situație experimentală, ci se uită foarte naiv, am spune astăzi, dar se uită foarte natural la cum, cum are loc căderea obiectelor în experiența lui. Dacă iau o bilă de 10 kg și dau drumul într-un vas cu apă. Aceasta va ajunge pe fundul vasului mult mai repede decât o bilă de 1 kg. La fel, dacă iau două bile de 10 kg și îi dau drumul uneia într-un vas cu apă și celelalte într-un vas cu miere, da? bila dintr-un vas cu apă va ajunge pe fundul vasului uh, mult mai repede. Perfect, înseamnă că Distanța parcursă de un obiect în mișcare este relativă la greutatea obiectului și la densitatea mediului în care obiectul își schimbă poziția. Nimic mai natural, nimic mai ușor de observat. Dacă ar fi avut curiozitatea să experimenteze sau în sfârșit dacă în cadrul sistemului lui ar fi simțit obligația să experimenteze. Aristotel ar fi descoperit, sigur, problemele acestei teze. Legenda spune că Galileu a făcut aceste experimente, da, știți, poate de pe turnul din Pisa, a dat drumul la diferite bile sau diferite proiectile de tun și a descoperit că accelerația obiectelor în cădere liberă, excluzând rezistența aerului, este, de fapt, constantă, indiferent de masă. Însă ce trebuie noi să... Accentuăm este faptul că Aristotel vede știința, vede fizica, vede studiul naturii ca pe o sistematizare a ceea ce este cunoscut deja. Este, deci, o formă non-experimentală de a înțelege natura. O ultimă diferență între știința tradițională și cea modernă. Este și ea foarte importantă, și anume, știința aristoteliană nu este îndreptată spre aplicații practice. Omul, așa începe metafizica, omul dorește de la natură să cunoască, iar știința vine, deci, să satisfacă această nevoie. Știința nu se, cum să spunem, nu se revarsă în aplicații tehnologice, nu are ca scop crearea unor instrumente prin care omul să controleze lumea. Și atunci nu ne va surprinde faptul că primele contestări ale sistemului aristotelian, care apropo se mai numea și uh, Ptolemaic, după Ptolemeu, astronom din uh, secolul I, cred, uh, erei noastre. Primele contestări ale sistemului aristotelian-ptolemaic vin nu din partea marilor filozofi, marilor gânditori, marilor uh, vizionari. Ci vin din partea celor care aveau o pură și exclusivă înclinație practică, iar pentru aceștia, sistemul aristotelian nu funcționa. Vorbim despre navigatori, meșteșugari, fierari, inventatori de tot felul și așa mai departe. Aceștia nu aveau neapărat în minte um, contestarea sistemului aristotelian, ci doreau pur și simplu, în ceea ce am numit noi, Spirit modern, doreau să controleze lumea, să ajungă la un anumit punct. Da? Să știm, uh, ideea principală a lui uh, Christopher Columb: să descopere o nouă rută către India, să construiască o lentilă care să aibă anumite proprietăți, să calculeze traiectoria proiectilului de tun, să construiască un pod și așa mai departe. Însă, pentru toate acestea, Înțelepciunea antică trebuie pusă în aplicare. Trebuie folosită ca instrument, nu doar de cunoaștere, de dragul cunoașterii, ca instrument de control. Și atunci începe să scârție. Atunci ne dăm seama că înțelepciunea antică este fie total absentă, fie incompletă, fie incorectă. Bun. Ca să rezumăm, ne putem imagina un tabel da? cu două coloane. În coloana din stânga avem modelul aristotelian al științei, în coloana din dreapta modelul modern. Cele patru distinții pe care le-am introdus în acest episod și la care vom reveni iar și iar în seria aceasta despre revoluția științifică ar fi următoarele. Viziune organică versus viziune mecanistică. Metodologie Calitativă versus metodologie cantitativă. Observație directă a naturii și poate trebuie să adăugăm a intuiției noastre despre natură versus observație a naturii în condiții experimentale. Iar ultima, orientare exclusiv sau în principal orientare intelectuală versus o orientare atât intelectuală cât și practică. Și aici poate trebuie să adăugăm orientarea omului modern către natură are și o dimensiune religioasă. Este, este un fel de a cunoaște pe de a-i cunoaște opera lui Dumnezeu. Dar despre toate acestea vom vorbi la timpul potrivit. În restul episoadelor despre Revoluția Științifică, ne vom ocupa deci, de partea din dreapta, dacă v-ați imaginat un tabel, partea din dreapta a acestei coloane. Viziunea meta mecanistică, metodologia cantitativă, observația naturii în condiții experimentale, orientare practică pentru controlul naturii și așa mai departe. Și vom face toate acestea nu pentru a memora cine ce a inventat și ce teorii s-au propus ci pentru a înțelege în ce constă această viziune asupra lumii, care este până la urmă în continuare a noastră, viziunea mecanistică, naturală, experimentală asupra lumii, dar și poate, având în vedere, având în minte acea technology trap, acea capcană tehnologică, care sunt consecințele unei asemenea mutări ok, Revoluția Științifică a pus în mișcare un mecanism de cunoaștere și control al naturii care ne-a dat până la urmă iPhone-ul și Tesla și navele spațiale și Adidas și cu luminițe și uh, aparatele de remene, dar și TikTok? Dar care este trocul? Cu ce consecințe? Și cu ce preț? Aș putea Încheia aici, asta este cam tot ce am avut de spus, însă sunt convins că cel puțin un ascultător este destul de nemulțumit. Căci, dacă mai țineți minte, i-am promis lui Radu, prietenul nostru de pe Patreon, că voi arăta în ce constă metafizica aristoteliană. Și am făcut asta până într-un punct, arătând la bază faptul că obiectele individuale sunt pentru Aristotel tot timpul o relație dintre materie și formă, forma având acest, această funcție esențială. Însă am, am cam trișat, căci prin aceasta Aristotel nu rezolvă de fapt problema ființei, problema centrală a metafizicii. Aristotel ne spune în repetate rânduri, metafizica, pe care el nu o numește metafizică, apropo, ci îi spune în diferite feluri, între care filozofie primă. Filozofia primă, deci metafizica, se ocupă cu deslușirea ființei în sensul cel mai fundamental. Pentru a folosi expresia aristoteliană, deslușirea ființei ca ființă, în engleză being as being. Cu alte, cuvințe, cu alte cuvinte, a realității ca atare sub aspectul existenței ei existenței ei. Um, proiectul aristotelian al fizicii, după aia, este cel pe care l-am descris, cu cele patru cauze, cu imaginea cosmologică și așa mai departe. Însă, va spune Radu, ok, dar care este răspunsul lui Aristotel la întrebarea metafizică? Întrebarea cu privire la ce este ființa, ce este, ce este ființa în sensul cel mai fundamental. Dacă nu aveți chef de chestii tehnice, puteți întrerupe, încheia ascultarea aici. Și credeți-mă că nimic din ce voi spune nu este absolut necesar pentru înțelegerea um, următoarelor episoade despre Revoluția Științifică. Însă, uneori trebuie să fim gata să ne luăm la trântă cu niște idei care sunt fie foarte abstracte, fie foarte obscure, fie foarte uh, diferite de felul în care suntem noi obișnuiți să gândim. Întrebarea centrală este deci ce este ființa sub aspectul ființei, ființa ca ființă, realitatea ca atare. Aristotel începe metafizica cu, după cum îl știm din, arte, din alte cărți, cu un fel de literature review, așa, un fel de recenzie a tot ce s-a cam zis pe această temă și la un moment dat, în cartea șaptea, după multe digresiuni și excursuri de genul ăsta, Aristotel anunță cu o oarecare dezvoltură, iată, am ajuns la concluzia că ființa nu este altceva decât Substanța. 1028B este paragraful respectiv. Moment în care, bineînțeles, că cititorul nostru, Radu, are tot dreptul să uh, azvârle cartea într-un colț al camerei și să nu mai ia de acolo decât la primăvară, când face curățenie generală sau la iarnă sau când se mută. Adică, după ce ne ai întors pe toate fețele, răspunsul tău este pe cât de simplu, pe atât de obscur, ființa trebuie asociată cu substanță. Ce, ce, ce înseamnă asta? Pentru a răspunde la această întrebare trebuie să ne aducem aminte că în categoriile, lucrarea categoriilor lui Aristotel, Aristotel distinge bine cunoscutele 10 categorii. Categoria înseamnă ceva care poate fi spus despre un subiect. Adică 10 tipuri de predicate, le-am spune astăzi, pe care le putem atribui unui subiect. Și acestea sunt substanță, cantitate, calitate, relație, locație, timp, poziție, posesie, acțiune și pasiune. Uitați ultimele nouă și haideți să ne concentrăm pe prima categorie, substanță, ousia. Există substanțe prime, spune Aristotel, Acestea sunt indivizii, obiectele pe care uh, pentru care noi putem folosi uh, nume proprii, apropo, adică Octav, Monk, Elwood, Gigi Becali, Eminescu, Will Smith, acestea sunt substanțe prime. De ce? Ele nu pot fi predicate decât uh, despre un singur individ, cam bancul cu mama mea e numai una. Da? acela este Gigi Becali, este adevărat despre un singur individ, și anume Gigi Becali. Evident, dacă sunt doi oameni cu aceleași nume, vom spune că numele propriu Gigi Becali este de fapt folosit în două feluri diferite. Da? Numele proprii sunt, va spune Saul Kripke, la un filozof al limbajului din secolul al XX-lea, sunt rigid designators. Selectează un singur individ, numele proprii sunt ca niște undițe care selectează tot timpul un singur individ din lume, iar acestea sunt substanțele prime. Substanțele secundare sunt mai puțin importante, ele sunt de fapt genul și specia pe care le știm și pe care le putem atribui substanțelor prime. Deci spunem Gigi Becali este un animal înzestrat cu rațiune și atunci animal înzestrat cu rațiune desemnează substanța secundară. Bun. Dar Aristotel nu se lasă. Pentru că ne putem întreba, ok, există aceste substanțe, acești indivizi care formează entitățile prime din care este formată realitatea. Dar ce anume face ca un individ să fie un individ, să fie o substanță primară? Ce dă individualitatea unei substanțe primare? Răspunsul nu vă va surprinde pentru că am insistat adineaori că pentru Aristotel forma, dacă facem distinție dintre materie și formă și țineți minte, forma nu ca felul în care folosim noi cuvântul, ca contur, ci forma ca esență, forma, spune Aristotel, citez, este esența oricărui lucru și substanța lui primară. Paragraful este 1032b. Pe scurt, deci, lumea este făcută din substanțe individuale, iar ceea ce face ca ceva să fie o substanță individuală este o anumită formă, o anumită configurație, am spune. La bază, deci, la baza bazelor, nu există neapărat cevauri, materie, ci la baza bazelor. Esența și cauza ființei este relația, legătura, raportul, da? conexiunea. Aceasta este, simplificată ușor, metafizica aristoteliană. Iar dacă Radu va spune, Hă? dar în traducerea metafizicii apărută de curând la Humanitas, Aristotel nu spune nicăieri că ființa este substanță. Acel paragraf, acea linie 1028B. Ei bine, traducătorul, v-am promis că voi spune câteva cuvinte despre traducere. Traducătorul, domnul Andrei Cornea, a decis să inverseze, de fapt, cele două expresii centrale ale întregii lucrări. Ceea ce e de regulă tradus drept ființă, being, este tradus în noua traducere drept ceea ce este ca fiind, da, cu multe liniuțe, iar usia, care este de regulă tradus drept substanță, este aici tradus drept, ei bine, ființă. Așadar, pasajul cheie 1028b, în care ființa este identificată cu substanța, da, momentul revelator, apare drept un mesaj peste care sari sigur dacă nu ești atent, și anume mesajul că ceea ce este trebuie identificat cu ființa. Echivalență aproape goală. Evident că ceea ce este trebuie identificat cu ființa, cu ce altceva. Însă, dacă ar fi apărut termenul de substanță acolo, traducerea standard a lui Usia, ne-am fi dumirit că este vorba de substanța aristoteliană, și, deci, de substanța primă. Acest mesaj, deci s-a pierdut din cauza um, alegerilor traducătorului. Cu asta sper să-i fi răspuns lui Radu și să-i fi uh, dat un, uh, o mică degustare a metafizicii lui uh, Aristotel. Vă aștept la episoadele următoare unde vom uh, urmări mai departe povestea Revoluției Științifice. Vă las să vă gândiți, eu mă să-mi fac un ceai că mă doare capul după ce am explicat după ce am încercat să explic, în 5 minute, metafizica lui Aristotel, care este una din cele mai complicate, și mai obscure, și mai frustrante, și mai enervante lucrări de filozofie din Univers, practic, și din toate timpurile. Ne auzim data viitoare. Vă las să vă gândiți!